Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vă invit să vorbim astăzi despre sistemul sanitar din România și din Constanța, dar și despre Constanța noastră a tuturor, așa cum este ea, altfel, la fel, bună, rea, cu bune și cu rele. Invitatul nostru de astăzi este domnul Sepin Borceanu, senator PNL, căruia îi mulțumim că se află alături de noi. Bună seara! Bună seara! Începem cu o veste bună, ca să nu spună lumea că avem ceva cu dumneavoastră. Ați anunțat acum câteva zile o veste realmente importantă pentru municipiul Constanța, realizarea unui nou spital. Acum, v-aș ruga să ne dați niște detalii și să ne spuneți peste câți zeci de ani va fi gata acest spital. Întrebarea dumneavoastră e corectă, plecând de la realitatea ultimilor ani. Dați-mi voie să vă mai întrerup puțin. Am scris această știre și majoritatea comentariilor erau așa: o să fie gata la Sfântul Așteaptă. Lumea are o neîncredere în general în promisiunile politicienilor. Nu PNL, PSD, toți politicienii, în promisiunile acestea de fapte bune. Aveți dreptate, pentru că de multe ori s-au promis mult și nu s-au realizat promisiunile respective. Însă, haideți să descriem această situație. Și să spunem despre ce e vorba. În perioada, aproximativ în anul 2018, Ministerul a transferat către DSP Constanța în administrare un imobil. Echipa DSP de acolo, pentru că este proiectul echipei DSP, și-au analizat posibilitățile și oportunitățile și au decis să facă toate demersurile necesare să depună un proiect în cadrul Companiei Naționale de Investiții CNI pentru realizarea unei pediatrii în Constanța, plecând de la o necesitate reală. În județul Constanța mai este nevoie de o pediatrie. Au depus proiectul, a fost acceptat, a urcat în lista sinteză, deci a fost acceptat proiectul de către CNI. Ulterior a intervenit situația de urgență, pandemia, și s-a asistat un pic acest proiect, pentru că prioritatea a devenit alta și știți foarte bine cum a fost anul trecut. Când condițiile au permis, au mers mai departe cu proiectul, au îndeplinit etapele birocratice. Și când s-au finalizat toate etapele care depindeau de DSP, au fost depuse actele către CNI. CNI a preluat documentația, s-a semnat un proces verbal de predare-primire. CNI la ora actuală verifică documentația și cere completări dacă mai este cazul, și apoi urmează pașii în interiorul CNI. Sunt trei pași, am înțeles, pentru a se putea demara licitația. Deci, din punctul ăsta de vedere, CNI are, să zicem, un istoric bun în ceea ce privește realizarea de licitații, iar Compania Națională de Investiții, vă dau un exemplu, chiar în Techirghiu are o investiție tot în domeniul sanitar, care este în desfășurare. Și atunci... Ce face în Techirghiu? Reabilitarea secției de copii. Da? A sanatoriului balnear. CNI reabilitează și cazinoul din Constanța. Sunt foarte multe, foarte multe proiecte în țară desfășurate prin CNI. Are capacitatea tehnică. Bun. Acum, eu nu pot să vă spun că e peste o lună sau peste două luni. Ce pot să vă spun este că a trecut de faza de proiect într-o listă sinteză. Și-au început pașii pentru a se ajunge la licitație. Am citit pe Facebook la dumneavoastră că se va face. Da. Există șanse să deraieze acest proiect pe parcurs? Nu, pe asta vă spuneam mai devreme. În momentul în care CNI-ul a preluat documentația, este în acest moment la verificarea documentației. Dacă este nevoie de completări, se ia legătura cu DSP-ul și se completează documentația depusă de către DSP. Dacă nu, se parcurg pașii intern, PRCT, ECT și ce pași mai au ei în intern pentru a da drumul la licitație. Încercam să găsesc o știre, mă scuzați, dar o să vă spun din memorie. Ieri spune primarul din Cluj că a primit
acordul pentru a începe proiectarea spitalului regional și, mă rog, e pe calea de a primi 350 de milioane de euro. Nu e prea puțin ce se întâmplă la noi, spital de pediatrie, de care este evident nevoie față de un spital regional la Cluj? Nu este cumva un eșec al clasei politice din ultimii 30 de ani constanțene? Noi doi am mai discutat pe acest subiect. Da, da, și pentru că a primit ieri Clujul banii sau vrea să anunțe că sunt lucruri diferite. Și am să vă spun de ce sunt lucruri diferite. Noi avem nevoie de 8 spitale regionale. Avem nevoie de reabilitarea tuturor spitalelor județene. Avem nevoie de modernizarea celorlalte spitale. Deci avem nevoie de o modernizare a întregii infrastructuri sanitare. Avem nevoie de o reașezare a gândirii în ceea ce privește Planul Național de Paturi. Însă, Constanța a făcut un pas. S-a luptat pentru spitalul de pediatrie, a fost acceptat un spital de pediatrie. Zilele trecute s-a semnat documentația necesară pentru studiul de fezabilitate, din câte am înțeles, pentru un alt spital lângă pentru un spital policlinic cu fonduri din PNRR. Spitalul regional Constanța, știți foarte bine că este un spital mult așteptat, mult discutat, dar nimic făcut în zona respectivă. Singurul pas care s-a făcut, Consiliul Județean la un moment dat a dat în administrarea Ministerului Sănătății o suprafață de teren pentru a se face acest spital. Acum, orice unitate sanitară care se construiește în România este binevenită. E adevărat că noi ne dorim și la noi. Însă, trebuie să muncim pentru acest lucru și trebuie să asumăm că unii sunt cu un pas înaintea noastră față de noi. Noi venim pe un deficit foarte mare, sună oarecum neplăcut, dar venim pe un modul de complicată, cu foarte multe probleme și pe o situație pandemică destul de complicată. Vedeți cum arată valul 4. Însă, Constanța are nevoie și, dacă vedeți, spitalul de o reabilitare a infrastructurii sanitare și, dacă vă uitați, la Mangalia se reabilitează cele două unități sanitare, se face spitalul municipal și sanatorul balnear Mangalia, se face spitalul de pediatrie, se depun documentele în PNR pentru un alt spital și sper ca în viitor, după ce așezăm puțin lucrurile, ca autoritatea publică locală și centrală să găsească soluția și pentru un spital regional. De ce iau foc spitalele în Constanța? Poftim? De ce iau foc spitalele în Constanța? E o tragedie ce s-a întâmplat. E greu să vorbești despre așa ceva. Eu vă spun, acum vă spun din perspectiva unui om care a condus unități sanitare. Știu ce înseamnă să faci un spital, să conduci un spital și știu ce înseamnă să... Vedeți dumneavoastră, într-un spital, în această situație, medicii vor alege întotdeauna viața pacientului. Presiunea pe cadrele medicale, pe unitățile sanitare, este foarte mare în acest moment. Nu știu dacă e momentul de a... Cu siguranță. Ce accidentul întâmplat de la Constanța s-a întâmplat pe tot globul. Este un accident cu totul și cu totul nedorit. Însă o cantitate mare de oxigen într-o anumită incintă poate fi un factor care să genereze aceste lucruri. Eu cred că ar trebui să fim conștienți și atenți cu personalul sanitar, să fim conștienți de efortul pe care îl fac ei, de riscul la care se supun, ce fac pentru pacienții respectivi și să găsim soluțiile pentru viitorul imediat și puțin mai îndepărtat.
Din punctul meu de vedere, trebuie găsite soluțiile ca toată lumea să fie în siguranță. Numai că această situație pandemică, care ne duce în situația în care foarte mulți oameni au nevoie de oxigen, aduce și acest risc. Efortul oamenilor de acolo a fost extrem de important și extrem de mare. Au intervenit și prin intervenția lor, din punctul meu de vedere exemplară și rapidă, au salvat spitalul de la o catastrofă mai mare, au salvat vieți omenești. Eu am discutat cu o parte din cei de acolo, sunt marcați de ce li s-a întâmplat și de... Sunt pur și simplu îndurerați. Pentru că ce își doreau erau să salveze vieți omenești și să salveze acele vieți și, din punctul meu de vedere, faptul că oamenii de acolo, membrii de sindicat sau nu, medici sau asistente, personal non-medical, toți au lucrat în echipă să salveze cât mai mulți oameni într-un accident tragic. Cred că lucrul ăsta spune foarte mult despre dorința lor de a face bine pentru oameni. Mi-a rămas în minte o imagine, o asistentă de acolo care încerca să scoată un pacient pe geam. Deci se punea și pe ea în pericol, nu plecase de acolo, de la locul incendiului, ci încerca cumva să salveze. Niciodată. Tulburător. Niciodată. Nu. Mie, știți? Am să vă spun un lucru sincer. Am fost întrebat de ce n-am făcut o declarație publică sau nu. Eu am trăit cu oamenii ăștia. Mă voi întoarce în sistemul ăsta. Știți că acolo contează viața omului, ce faci pentru el și nimic altceva. Nici o declarație n-ar fi ajutat, ci din contră, un sprijin real ajută. Poate o vorbă bună ajută. Poate cineva care să explice ce trăiesc oamenii aia zi de zi. Inclusiv ei, când efectuează actul medical, se pun în pericol, cei de acolo. Ei se pun în pericol având familie în spate. Se pun pentru că iau o meserie și iubesc extrem de mult viața omului. Iar oamenii care lucrează într-un spital, toți sunt în momente de genul ăsta o echipă. Și uitați-vă peste tot cum... Și aceste lucruri cred că ar trebui scoase în evidență. Cum acești oameni, în momente extrem de critice, trec peste orice și salvează vieți. Nu fug. Accidente se pot întâmpla, s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Dar umanitatea, dorința de a-ți ajuta aproapele, mai presurs decât viața ta, este un lucru care ar trebui evidențiat permanent. Pentru că oamenii ăștia dau speranță și dau încredere. Eu nu cred că cineva trebuie criticat în aceste momente, ci trebuie spitalul întreg ajutat de comunitate să se redeschidă și să ofere ceea ce oferau înainte. Desigur, nici nu încercam să căutăm vinovați. Este o anchetă în curs, se va vedea ce se va întâmpla acolo. Nu este treaba noastră. Voi am un punct de vedere de la dumneavoastră. Spitalul, așa cum am spus, nu este funcțional acum. Poate sistemul sanitar din Constanța să supraviețuiască valului 4 în condițiile în care numărul de cazuri crește mult, ca să nu spun exponențial? Deocamdată vedem, realitatea ne arată că reușește să facă față. Deocamdată, da, cred că sunt 5-4 la ATI acum, în tot județul Constanța, dar s-ar putea să vină vremuri mai grele. Eu sunt convins că medicii fac tot ce le stă în putință. Noi însă trebuie să înțelegem că ei au nevoie de ajutor prin mărirea infrastructurii, ceea ce Ministerul Sănătății asta face. Mărește infrastructura de paturi ATI, de concentratoare, de... Bun. Dar în același timp, dacă noi vrem să ajutăm spitalele, sistemul medical și medici și personalul care ajută medicii, trebuie să înțelegem că trebuie să facem niște lucruri foarte simple. Ce? Să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să fim atenți la distanța între persoane, să aerisim incinta în care ne aflăm, să evităm evenimentele cu aglomerație, petreceri,
să avem grijă de familiile noastre, că dacă avem grijă de noi și de familiile noastre, avem grijă și de oamenii din spitale. Pentru că nu știu dacă ați văzut pe cineva care e acolo. Înțeleg că imaginele sunt absolut tulburătoare. Masca. Prevenția ajută cel mai mult și e și cel mai ieftin lucru și cel mai la îndemână lucru pe care putem să-l facem. Dacă noi acționăm preventiv și stăm la coadă la 1,5 metri de persoana din față, dacă evităm să bem apă din pahar și bem din sticlă, că nu se întâmplă nimic, lucrurile acestea ne pot ajuta să fim sănătoși. Știți că nu înțeleg de ce să bem din sticlă și nu din pahar? Păi sticla o desfaci. Da. Paharul poate fi atins de o persoană care, fără să știe, e purtător. Am înțeles. Sticla te ajută e să... E mai sigură, da? E mai sigură. Sub capac n-a pus nimeni mâna. O poți șterge. Da. Vedeți dumneavoastră? Și la coadă... luați paharul de pe masă, le spun colegilor. Atitudinea preventivă ajută pe toată lumea. Ajută să ținem școlile deschise, ajută să ținem locurile de muncă deschise, ajută să ținem spitalele în afara presiunii la care sunt supuse acum. Ne ajută pe noi să revenim mai repede la normalitate. Că scopul care e? Să fim sănătoși și să ne putem vedea de viața noastră, de rutina noastră, de obligațiile noastre de zi cu zi. Ați numit 5 lucruri pe care trebuie să le facem, dar n-am auzit vaccin. Am zis că prevenția este cea mai bună. Vaccinarea este alături de prevenție, ajută la ruperea lanțului epidemiologic. Masca, spălatul pe mâini, rup lanțul epidemiologic, adică nu se mai transmite virusul. Vaccinul face același lucru. Și atunci, cel mai simplu pentru... Lucru pe care trebuie să-l facem. Dacă noi suntem în situația în care să luăm decizia sau cineva este în situația în care trebuie să ia decizia dacă se vaccinează sau nu, rugămintea mea este să vorbească cu medicul de familie, cu un medic specialist, cu un medic apropiat și să-și ia informațiile de la oameni pregătiți, oameni care au școală, oameni care au informație, care știu să explice. Mai puțin de la șoșoacă. Pe Facebook nu-i bine? Ne informăm pe Facebook. Scrie acolo. Am văzut pe acolo. Pe Facebook sunt foarte mulți doctor Google și e bine să nu ne tratăm după ce scrie pe Facebook. Sunt și foarte mulți oameni bine intenționați care sunt de specialitate și își pun opiniile, dar dumneavoastră sunteți de meserie și știți că o opinie de specialitate nu atrage. E tehnică, nu e suculentă, nu creează așa impact. Da. Însă când luăm o asemenea decizie, e bine să vorbim cu oameni care au făcut școală, iar medicii asta s-au pregătit de atâția ani. Nu prea au vorbit românii cu medicii dacă nici măcar 30% nu s-au vaccinat. Poate fi considerat acesta un eșec al guvernanților, al clasei politice, al cui Dumnezeu este. De fapt, nici nu mai contează, dar trebuie făcut ceva, probabil pentru că acest proces nu trebuie să crească. Eu cred că atunci când îl sun pe medicul de familie la 2 noaptea, pentru o febră sau pentru o stare de rău sau... și el îți răspunde. Cred că pot să-l suni, să-l întreb, domnul doctor, doamna doctor, aș dori să mă vaccinez. Dumneavoastră ce spuneți? Dumneavoastră știți dosarul medical. Ce mă sfătuiți? Să fac Johnson, să fac Moderna, să fac Pfizer, să... Deci trebuie să ai o anumită discuție. Iar această discuție trebuie să o ai cu cineva de specialitate. Cineva care îți cunoaște istoricul medical. Noi suntem... Facebook-ul e aproape, e ușor, e facil. Îmi dă, de multe ori ne dă senzația că avem informația corectă. Nu. Prezintă o opinie a unei persoane, care e de specialitate sau nu, și un fragment de opinie. Noi nu știm tot contextul. Ce a creat acea postare. Noi avem o imagine simplă. O postare, un mesaj. Dar dumneavoastră știți foarte bine, când scrieți un articol, când scrieți o postare, aveți în spate un univers întreg care v-a creat de idei, care v-a creat acea postare, care v-a împins să creați acel articol.
Și aici e la fel. De aceea eu am o rugăminte către toți cei care vor să ia, să vor să vaccineze. Și din punctul meu de vedere, vaccinarea e un proces foarte bun care duce la ruperea lanțului epidemiologic. Trebuie să vorbească cu medicul de familie sau cu un medic apropiat. Da, revin totuși cu întrebarea, s-au făcut greșeli în această campanie de comunicare pentru că suntem, repet, sub 30% în timp ce alte țări au procente de peste 80 spre 90% de vaccinare. Din punctul meu de vedere, da. Ce fel de greșeli? Sau ce trebuie făcut acum? Pentru că probabil că în zona aceasta de comunicare, așa cum spuneați, e problema. Ce ar trebui făcut? Greșelile de comunicare s-au făcut de toate părțile. De toate părțile. N-a existat un acord al tuturor părților care stau la masă să stabilească o strategie de comunicare. Vedeți? Fiecare și-a găsit o sursă de informare. Sursele oficiale de informare n-au avut capacitatea de comunicare astfel încât să penetreze, să ajungă pe telefonul fiecărui sau să ajungă informația la fiecare cetățean în parte. Au fost lucruri care comunicate, care păreau că se bat cap în cap, care sunt ilogice. Și oamenii le analizează simplu. La un moment dat, comunicarea a devenit foarte, foarte complicată și oamenii n-au mai înțeles. În asemenea momente, din punctul meu de vedere, trebuie să comunici clar, simplu, pe înțelesul tuturor. Toată lumea își face vaccinul antigripal, da? E chestie, da? Sau există planul național de vaccinare. Explică și aici de ce. Eu nu cred că presiunea în acest moment va îmbunătăți rata de vaccinare. Ci din contră, eu cred că dacă ai o comunicare în care sunt implicați medicii, îți va crește rata de vaccinare. Pentru că oamenii vor înțelege. Nu vreau să supere nimeni pe mine, dar uneori nici presa n-a ajutat. Aveți dreptate. Mediatizați niște oameni care s-au întâlnit cu medicina cum am întâlnit-o cu astronomia. Normal, da, ar fi trebuit să apară la niciun televizor, în nicio țară. Să fim sinceri. Eu nu cred că în alte țări acești oameni au apărut. Iar faptul că nu s-a vorbit în această campanie pe limba oamenilor și nu s-au ascultat întrebările lor, eu cred că a fost o greșeală de comunicare. Pentru că întrebările lor au răspunsuri simple. Eu sunt un om care, știți foarte bine, merg în județ, merg în cartiere, mă întâlnesc cu oamenii. Când stai de vorbă cu ei, spun întrebări. Și dacă le ofer răspunsurile, zic, am înțeles acum. Dar de ce nu spuneți asta? Păi eu... Da. Ești într-o situație în care n-ai cum să dai răspuns. Și probabil că răspunsul acesta se multiplică pentru că vorba se duce în familie. Știți cum este? Eu înțeleg ceva, transmit altceva. Am putea să evităm, era un joc în copilărie, telefonul fără fir. No. Noi astăzi, eu am impresia, opinia mea personală, că suntem un telefonul fără fir. Statul român a făcut niște lucruri fantastice. Avem mai multe tipuri de vaccinuri. Este acces oriunde în acest moment, în orice oraș, aproape în orice localitate sau în proximitatea unor localități, există un centru de vaccinare. Am avut și vaccinări în parcări, am avut și tot felul de soluții. Și în Constanța te poți vaccina la mall, de exemplu, da. Însă, este, din punctul meu de vedere, trebuie să se răspundă la niște întrebări simple, dar aceste răspunsuri trebuie să vină din partea unor oameni de specialitate. Că dacă eu vorbesc despre ceva ce nu e în specialitatea mea, ce nu sunt specialist, nu sunt credibil. E ca și cum aș emite o opinie despre cum să faci o emisiune. S-ar putea să vă pricepeți aici. Ne spunea un invitat, domnul Mihai Petrel, cunoașteți că este cumva îngrădit accesul la vaccinuri. De ce nu avem vaccin rusesc, de exemplu, pe piață? Poate vrea lumea să se vaccineze. Nu este omologat, din câte știu eu.
Așa, am spus la și la noi, în România. Da. Vedeți dumneavoastră, care la această întrebare, de fapt întrebarea corectă e următoarea. Doamne, vaccinul rusesc e cel puțin la fel de eficient sau mai eficient decât celelalte vaccinuri? Și aprobat de către toate. Și aprobat de FDA, de toate, de Comisia Europeană, de autoritățile europene, de autoritățile române? Asta e întrebarea corectă. Și atunci un specialist vine și spune, doamne, vezi că formula aia de acolo este identică cu asta de aici. Da, așa, așa i-am spus și eu. Mă pricep încă o întrebare și luăm pauză. Am văzut politicieni care și chiar personalități VIP-uri care au anunțat public. Da, m-am vaccinat, faceți acest lucru. Ați văzut politicieni din opoziție care au făcut acest lucru? Încerc să înțeleg dacă e cumva politizat această campanie. Nu știu, pe cineva din PSD, din US, din PMP, din AUR, din... Domnul Hagi, eu nu cred în politizarea sistemului sanitar. A campaniei de vaccinare. Eu cred în politizarea campaniei de vaccinare. Eu cred că în această campanie de vaccinare, campania asta de vaccinare are, rezidă din două lucruri. O dată, în urma stării de urgență, care a fost instituită, apoi starea de alertă. Clar ne vom confrunta cu valuri, cum noi am mai discutat acest lucru în emisiune, și trebuie să facem tot ce se poate să ridicăm presiunea de pe oameni și de pe sistemul sanitar, și pentru acest lucru avem două lucruri foarte importante. Prevenția și vaccinarea. În rolul, niciuna dintre ele n-ar trebui să fie politizată. Să transmitem mesaje de încurajare e cu totul și cu totul altceva. Să transmitem mesaje de promovare e cu totul și cu totul altceva. Dar să se politizeze aceste două lucruri, eu nu cred în acest lucru. Imediat vă citesc o declarație din iulie 2021. Iată, suntem anunțați și amenințați cu nu știu ce tulpini. Valul 4 sunt niște lucruri care se programează. Să fim foarte serioși, cu rugăciunea, cu stăruința în credință, cu nădejdea în Dumnezeu, cu ajutorul sfinților. Noi vom înfrunta toate aceste valuri. Valurile vin, dar valurile se pot întoarce și noi trebuie să rămânem deasupra valului. Cine merge la Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, la Sfântul Nectarie, iată, aud și eu și îmi dau scrisori de mulțumire, oameni bolnavi grav de cancer în stare finală și mergând și rugându-se și punându-și nădejdea în mișlocirea sfinților, se fac sănătoși și încât medicii sunt uimiți de unde această sănătate când era spre terminare viața. Într-adevăr, Dumnezeu este cel mai puternic doctor. Iulie 2021, în preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a ajutat biserica la această campanie de vaccinare sau în această pandemie, la reducerea efectelor sau nu? Ținând cont și de aceste declarații. S-a întâmplat următorul lucru. Am să vă spun o poveste pe care puțină lume știe. Dacă vă aduceți aminte, în situație de urgență a fost și Paștele. Și era o discuție atunci despre lumină. Contextul era destul de complicat. Era pentru prima oară când ne întâlneam cu asemenea situație la nivel global. Atunci eram cu toții speriați. Acum unii dintre noi suntem viteji. Dar atunci cu toții eram speriați. Cu toții ne gândeam la ziua de mâine, cu toții căutam o speranță. Și știți că a fost discuția despre lumina din Sfânta zi de Paște. Și era o discuție. Zic, dom'le, eu am fost printre cei care au spus, dom'le, nu cred că se întâmplă nimic dacă anul ăsta suntem puțin mai atenți. Suntem puțin mai atenți. Eu așa am spus. Suntem puțin mai atenți. Și am stabilit că merge un singur reprezentant din familie și aduce lumină. Acel reprezentant am fost eu. Dar discuția în mediul public, în mediul online, era extrem de agresivă. Și am fost la biserică și mi-a dat un
un preot lumină. Dar afară, în afara gardului, de afară, era lumea, stătea la distanță. Cam un om de familie, să zic așa, și întins pe sute de metri. Am luat lumina și m-am întors spre casă. Drumul spre casă m-a impresionat foarte mult. Pentru că atunci am înțeles un lucru. Mai bine. Erau oameni pe marginea străzii, și de o parte și de alta, stăteau în fața casei și așteptau să se oprească cineva să le dea lumină. Oameni mai în vârstă, oameni bolnavi, îi vedeai. Oameni tineri, familii tinere, membri tineri ai unei familii. Și când luau lumina, o luau cu atâta bucurie și cu atâta speranță, încât n-aveai cum să nu rămâi impresionat. Și pentru mine aia a fost ca o minune mică. Și de ce v-am spus mai devreme că am înțeles mai bine un lucru? Am fost de multe ori în situația în care am văzut medici rugându-se pentru pacienți. Spunând tatăl nostru, spunând o rugăciune a lor, vorbind acolo, dând mărunt din buze și vorbind cu Dumnezeu. Și am avut două imagini. Imaginea medicului care cere sprijin, cere ajutor divin să salveze viața omului, pentru că nu mai poate, nu are nevoie de ajutor ca să facă lucrul ăsta. Și bucuria omului că există undeva acolo o speranță că la un moment dat va fi mai bine. Rolul bisericii este să dea speranță, să aducă alinare, să aducă liniște. Dacă aceste două lucruri sunt împreunate, eu cred că ne va fi mult mai bine. Pauză, revenim. Ne-am întors în platoul Dobrogea TV, vorbim cu senatorul Sepime Borceanu. Am dedicat această doua parte a emisiunii, sau încercăm să o dedicăm orașului Constanța, orașului nostru, așa cum spunem noi, locuitorii. Bun, sunt niște chestiuni despre care aș vrea să vorbim. Prima este prețul gigacalorii. Ați trimis un comunicat de presă, ați publicat și pe pagina noastră de Facebook, o faceți destul de rar, deci înseamnă că a fost important, un mesaj. Constanțenii abonați la Radet vor plăti, la termoficare Constanța, vor plăti 250 de lei gigacaloria. Prețul real este undeva peste 1000 de lei. Ați prezentat dumneavoastră PNL și USR ca pe un succes acest fapt. După ce PNL ceruse 300 de lei în urmă cu câteva săptămâni, primarul spunea că ar fi o dovadă de irresponsabilitate să plătim mai puțin de 300 de lei sau să plătească cei abonați. De ce 250 de lei? Nu este irresponsabilitate și populism din partea PNL și a USR? Deci, prețul de 1000, situația este mult mai complicată. Și despre situația CET-ului ar trebui să vorbească reprezentanții CET, public, din punctul meu de vedere. Cine mai e director acolo? Era Dan Marius Deaconescu. Știu că e o firmă de insolvență care administrează... Era un lider ALDE pe care l-ați luat dumneavoastră la PNL după alegeri, l-ați cooptat în PNL. Înțeleg că n-ar mai fi membru de vreo 3 luni. Eu știu că din punct de vedere juridic CET-ul se află în insolvență. În insolvență este un administrator care se ocupă de acest lucru, de administrarea societății în insolvență pentru a fi scoasă din insolvență și a evita falimentul. Dincolo de acest sistem, care este complicat și despre care sper să vorbim cu directorul de acolo sau cu primarul Constanței, este chestiunea aceasta. Ok, costă 1034 de lei. Politic, ați decis 250. Nu ocolez răspuns. Știu că faceți un expozeu așa frumos înainte. Nu, dar trebuie să știm. Deci, sigur, despre CET, eu rog public oamenii să iasă și să explice oamenilor care este situația. CET-ul în aproximativ în anul 2018 sau 2019, nu mai știu exact, primăria a cumpărat de la CET rețeaua de magistrare care duce apa către punctele termice. Această rețea de țevi
este extrem de deteriorată. Înțeleg de la specialiști că pierderile sunt foarte mari în rețea și de aceea costul mare al gigacaloriei, costul de producție al gigacaloriei. 1030. Pentru că se pierde foarte mult agent termic pe traseu, dintre CET și punctele termice. Plus, tehnologia învechită la CET care trebuie să producă electricitate, apa caldera, rezidiu. Pierderi în momentul ăsta. Primăria a depus pe POIM, dacă nu mă înșel, mai multe proiecte pentru a putea începe reabilitarea acestor tronsoane. Tronsoanele, pe măsură ce se reabilitează, scade pierderea. Și atunci costul acesta de 1034 teoretic trebuie să scadă. În urma demersului pe care noi le-am făcut, guvernul a intervenit și a sprijinit Constanța cu o sumă de bani, 10 milioane de lei. 10 milioane dedicate termoficării. Această sumă de bani ajunge să menținem prețul la 250 de lei gigacalorie pentru consumator. Este foarte important ca să existe posibilitatea furnizării agentului termic, dar coroborat cu furnizarea agentului termic trebuie să te asiguri că există posibilitatea plății acestui serviciu. Pentru că este extrem de important, dacă tot am început, tot autoritatea locală, primăria, a început reabilitarea sistemului de magistrale, de aducțiune de agent termic dintre CET și punctele termice, este foarte important să păstrăm și un număr de abonați la acest sistem centralizat. Pentru că sistemul centralizat, spun specialiștii, este cel mai eficient. Ce s-a făcut nu este populism, este un lucru de echilibru. S-a găsit un echilibru. Pentru că e important să găsești un echilibru pentru oameni. Unul dintre principiile pe care funcționează o comunitate este solidaritate. Cum să găsesc în alte părți, în alte segmente, școli, dau un exemplu, soluții, și aici s-a găsit o soluție. Este foarte important să putem să menținem echilibru. Adică, cei care au centrale sau cei care se încălzesc cu lemne sau cei care nu pot să se încălzească deloc vor achita din banii lor, pentru că nu plătește primăria, banii lor, o subvenție mărită pentru cei care sunt înregistrați în rețeaua centralizată. Primarul Virgil Chițac spune așa, diferența de la 250 de lei la 300 de lei ar însemna 50 de lei pe lună pentru o familie care locuiește într-un apartament de două camere. De ce să nu plătesc acea familie 50 de lei? La ce echilibru vă referiți? 50 de lei în plus pentru o familie. E nesustenabil? De ce să plătesc eu și să nu plătească ei acești 50 de lei? De ce s-a redus de la 300 de lei? Acum îmi cer scuze. Da, nu înțeleg. Ne cer scuze amândoi. Nu înțeleg de cum plătesc 150 de lei. Dar mă rog, ăsta e un alt aspect. Repet. Dacă ar fi fost, dacă oamenii abonați ar fi plătit 300 de lei gigacaloria, ar fi însemnat o creștere pentru ei a facturii de 50 de lei pe lună. Și cum plătiți dumneavoastră cei 50 de lei? Că nu înțeleg. Pe cine plătește diferența de la 250 la 300 de lei? Domnul Hagi, a existat un sprijin care a venit de la Guvernul României pentru Constanța, pentru termie. Auziți, dar banii de la guvern cumva cresc în copac? Mă scuzați că vă întreb. Nu-i plătim tot noi? Nu puteau fi folosiți pentru altceva, de exemplu pentru oraș? Nu puteau fi lăsați acești abonați ai Radetului să plătească 50 de lei în plus pe lună, 50 de lei în plus pe lună și să folosim... Deci, ia să vedem ce spun eu. Dumneavoastră spuneți așa. Noi trebuie să renunțăm la reabilitarea sistemului centralizat. Nu, n-am spus asta. Păi nu, lăsați-mă să vă spun ce înțeleg eu. Am înțeles. Dumneavoastră spuneți așa. Dom'le, nu trebuie să existe un echilibru, da? Comunitatea nu trebuie să găsească un echilibru pentru peste 200 de mii de, aproape 200 de mii de oameni. E mai simplu să
găsim soluție la cetățean decât să găsim soluție să atragem fonduri europene sau alte surse de finanțare, da? Alte surse de finanțare pentru a reabilita sistemul, pentru a face un sistem modern. Și să mutăm presiunea și pe cetățeni. Da, n-am spus deloc asta. Am spus așa, mutați spus? Presiunea pe cetățeni. Păi, atât. La final asta am spus. Nu, numai atât am spus. Acești 250 de lei, lăsați-i pe cetățeni să plătească 300, adică 50 de lei în plus pe lună. Asta e presiunea. Două pachete de țigări. Deci. Prețul real, citez, prețul real de 1034 de lei ne duce în situația următoare. Citez din primarul Virgil Chițac. Dacă am acceptat să nu modificăm prețul local la populație, deci dacă am acceptat o subvenție de la 250 la 1034, am avea un efort bugetar de subvenție de la 73 de milioane la 146 de milioane. 146 de milioane ne costă pe noi tot subvenția. 10 milioane pe care le-ați primit de la Guvernul României înseamnă puțin, domnule Borceanu, pe lângă cea înseamnă... 46 de milioane. Deci... Noi adică discutăm. Spuneți că aceste 10 milioane acoperă subvenția de la 250 la 300? Când s-a luat această decizie, până s-a luat această decizie, ne-am întâlnit cu specialiști din cadrul primăriei, cu specialiști din cadrul instituțiilor din subordinea primăriei care se ocupă de acest segment. Da. Au fost discuții tehnice pe acest subiect, au fost discuții tehnice pe ce înseamnă CET, ce înseamnă reabilitarea magistralelor, ce înseamnă punctele termice, ce înseamnă buget, cât poate să susțină primăria din acest buget, ce trebuie făcut să reducem costurile. Noi astăzi suntem în situația în care, dacă nu aplicăm această soluție care a reieșit în urma unei consultări extrem de lungi, adică s-a discutat luni de zile pe subiectul ăsta și s-au găsit soluții, exista posibilitatea ca în Constanța lucrurile să fie avut altă turnură. Am înțeles, sistemul e complicat. Dar eu văd așa lucrurile. Ați cerut 10 milioane ca să, scădeți subvenție. Ascultați-mă o secundă. Ascult. Faptul că spuneți dumneavoastră că este un mesaj populist... Eu nu sunt de acord aici cu dumneavoastră. Am înțeles, eu opinia mea, mă scuzați. Eu cred, nu aveți de ce să vă cereți scuze, doamne, iartă-mă. Eu cred însă că în acest moment soluția este una de echilibru. Nu este cea pe care ne-o dorim cu toată, se dorește marea majoritate. Toată lumea își dorește un sistem funcțional. Toată lumea își dorește un sistem funcțional și cu costuri cât mai mici. Suntem de acord aici cu toți. Însă, astăzi, în situația în care ne aflăm, trebuia găsită o soluție de echilibru care să nu afecteze în primul și în primul rând cetățeanul. În al doilea rând, să nu afecteze funcționarea CET-ului. CET-ul, la rândul lui, are o presiune din partea RomGaz și tot așa. Situația este complicată. Dar există soluții. Soluțiile le-am obținut în urma unui dialog. Să știți că au existat mai multe scenarii de lucru și fiecare scenariu de lucru a fost analizat. Eu nu spun că, că e o soluție perfectă. Doamne ferește, departe eu să spun acest lucru, dar astăzi această soluție este o soluție de echilibru pentru toată lumea. Nu întotdeauna soluțiile de echilibru sunt cele mai îmbrățișate de toată lumea. Numai că soluția asta oferă căldură în casă, menține o stabilitate și oferă timp pentru a putea demara un proces de modernizare a rețelei, astfel încât să scădem costurile. Este o soluție care ne ajută în acest moment. Nimeni nu-și dorește o asemenea soluție pe termen lung, în sensul în care să avem un CET care nu funcționează, care este în pragul falimentului. S-a creat o societate nouă, Temorficare, care să poată oferi serviciu. Radetul este în faliment. Adică lucrurile se află într-o anumită dinamică și în această dinamică o echipă de oameni și-a asumat să găsească o soluție. Începând cu domnul primar Virgil Chițac. Care a propus 300 de lei acum câteva săptămâni. Da, dar nu știa că va avea cei
10 milioane. Am înțeles. E o diferență. Cei 10 milioane primiți ajută să menținem prețul de 250. Mai întreb, dar acoperă toată diferența aceasta, ce 10 milioane de la 250 la 300? Calculele specialiștilor din primărie au zis că da. I-am întrebat pe cei de la USR care dau dovadă de o transparență maximă, așa spune. Cine sunt specialiștii din primărie care au venit cu aceste cifre? N-au vrut să-mi spună, am motivat că n-au acceptul. Poate PNL să spună cine sunt specialiștii din primărie? E foarte simplu. De la directorul economic, cei care se ocupă de termoficare, consilierii care sunt de specialitate, oameni la care a apelat, oameni de specialitate la care au apelat primăria, consiliul local. Doamne iartă-mă, adică nu pot să iau o decizie fără să-i consulți pe acești oameni. Am fost într-un cartier. Lângă jandarmerie acolo. Și la una din întâlniri mi-a spus cineva care lucra acolo. Care lucrează în acest sistem. Lucra la Radet. Acum lucrează la termoficare. Domnul Burceanu, între strada și între strada, transmiteți mai departe, vă rog eu frumos, către Consiliul Local, că între strada și strada, nu, toți s-au deconectat de la Radet, acea magistrală poate fi reabilitată printre ultimile. Adică discuția despre situația încălzirii în Constanța este o discuție care noi o purtăm de foarte mult timp. Am avut mai multe scenarii de lucru și ne-am bătut și am încercat să obținem un scenariu în care să găsim un echilibru. Echilibrul este greu de ținut pentru că nu depinde de primărie. Depinde foarte mult de CET și de cum își rezolvă CET insolvența. Există discuții pentru preluarea prin dare în plata CET-ului de către primărie. Adică situația aceasta n-a discutat-o nimeni timp de 20 de ani. Cu siguranță și problemele s-au acumulate din ultimii 20 de ani. Însă, domnul Hagi, noi eram în situația în care puteam rostogoli și prăpastia era și mai mare, și așa e imensă, o făceam și mai mare, sau ne-am asumat o soluție de echilibru. Eu nu văd lucrurile așa. Eu văd lucrurile probabil altfel. Că, eu văd lucrurile așa. Puteați să lăsați 250 de lei sau puteați să lăsați 300 de lei. Ați decis să fie 250 de lei pentru a păstra un echilibru. Dumneavoastră, cu acești bani de la guvern, înainte să aveți toate informațiile, aveați o opinie. Acum aveți o parte din informații. Acum am aceeași opinie. Eu nu vreau să vă schimb opinia, însă trebuie să ținem cont că comunitatea funcționează pe echilibru. Trebuie găsite soluții echilibrate pentru fiecare problemă. 784 în momentul în care se reabilitează tronsoanele acestei magistrale, va scădea prețul gigacalorie și scade și subvenția. De ce n-ați făcut 230 de lei? Nu mai sunt pierderi. De ce n-ați făcut 230 de lei cum a cerut PSD? Noi, spre deosebire de colegii de la PSD, aveam calcule. Domnul viceprimar a uitat că a fost viceprimar și probabil că avea și dânsul aceleași calcule. PSD-ul a accesat următoarea soluție. A răstogolit, a amânat. Astăzi noi am zis nu mai amânăm. Hai să căutăm o soluție să o rezolvăm. Asta e diferența. Domnul viceprimar a considerat că e o propunere bună, dar n-a venit să o susțină cu calcule. N-a găsit sursa de finanțare pentru diferența de 20 de lei. Domnul primar Virgil Chițac a anunțat o sumă, 300 de lei, s-a găsit o sumă de finanțare care să acopere diferența. E un an greu. E un an în care oamenii au trecut prin multe lucruri și urmează să treacă prin multe schimbări. Creșterea prețului la energie, la gaze, creșterea salariului minim. Toate aceste lucruri vor avea impact în costurile de producție și de livrarea serviciilor. Și atunci, soluția de echilibru este să găsești acea variantă care îți oferă pe o anumită perioadă de timp stabilitate. Stabilitatea sistemului. În România, din punct de vedere al legii, iarna începe la 1 noiembrie, să termine la 31 martie. În această perioadă, Constanța are nevoie de o soluție care să țină sistemul în echilibru.
Am înțeles, să-l invităm pe domnul Răsuțăr în emisiune. Înțeleg că este și consilier al primarului din Năvodar, domnul Chelaru PSD, unde sistemul de încălzire centralizată a dat faliment. S-a anunțat că oamenii nu vor mai avea căldură în această iarnă. Să vedem ce se va... Cum au mers lucrurile acolo, în Năvodari. Bun. Încă două subiecte, dacă mai avem timp și sper să mai avem timp. Veți modifica regulamentul parcărilor? Am stabilit prin hotărârea biroului permanent municipal PNL, lucru pe care i-am informat și pe colegii din Alianță, pe cei de la USR, și am căzut de acord, ca odată cu... la 6 luni de la intrarea în vigoare a unui regulament, să-l actualizăm împreună. Orice fel de regulament discutat în Alianță. Suntem, la ora actuală, discutăm HL77, cel care se referă la gospodărire. Urmează și parcarea, urmează... Și... Are PNL propuneri în ceea ce privește regulamentul de parcări? Că USR a prezentat câteva propuneri. Bineînțeles că și PNL are propuneri. USR are propuneri. O să le vedeți la vremea respectivă. De ce? Vă spun. Am agreat în Alianță că vom comunica împreună aceste modificări la momentul respectiv. USR le-a comunicat era acum vreo lună, ce-i drept. Mă rog, poate ați avut discuția după. Eu am avut, am analizat împreună situația comunicării, da, și am stabilit că e bine ca pe anumite lucruri să comunicăm împreună, ca lucrurile să fie foarte clare. O să fiu puțin insistent. Are să primi Borceanu idei despre cum ar trebui să fie schimbat regulamentul de parcare? Nu, PNL, se primi Borceanu. Da. Cum? O să vedeți la vremea respectivă. Am înțeles. E de datoria mea să insist. Scuzați-mă, când ar trebui să îndeplinească acest termen de 6 luni? Că nu știu, peste o lună, am început deja discuțiile pe HL77. Pe regulamentul agențiilor economice încă avem discuții. Au fost destule modificări. Da. Adică sunt pași făcuți în... Nu mai știu când a intrat în vigoare, dar... HL, cel care se referă la agenții economice, n-a intrat încă în vigoare. Am înțeles. Încă ceva. Am văzut declarații ale City Managerului Constanței ieri. O invităm pe doamna Vanesian într-o emisiune. Încercăm de un an de zile să o aducem. Înțeleg că e foarte ocupată. Mare plăcere ne-ar face să discutăm aici despre Constanța cu dumneai, că e... foarte, foarte complicat în primărie după un an de zile și a dat seama doamna Ovenesian că lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Cum sunt lucrurile în primărie? Foarte greu de făcut ceva? Are dreptate doamna Ovenesian? Ne mutăm cu toți în Cluj? Ce facem? Situația în primărie știe toată lumea că nu era simplă. O perioadă de timp pe parcursul mandatului domnului Mazăre, Mazăre s-a concentrat pe Mamaia și atât. Da, adică înțeles, termia calamitate. N-a existat. Nu, stați un secund. Termia n-a existat, n-au existat subiecte grele. Mai asfaltam niște șosele și mai schimbam lumina din când în când, becurile din când în când. Bun. Și mai puneam 1.000.000 de metri pătrați deoparte. A venit domnul Făgădău, s-a baricadat în primărie. De la un primar care era foarte prezent în Mamaia, am căzut în extrema cealaltă, un primar care s-a baricadat în primărie. Bun. Oamenii pe noi nu ne-au votat să ne plângem. Pentru că oamenii ne-au votat, din punctul meu de vedere, pentru că noi am generat speranță că lucrurile se vor îmbunătăți. Foarte mulți oameni înțeleg că lucrurile nu se îmbunătățesc peste noapte. Așteptările sunt să se îmbunătățească într-un timp foarte, foarte scurt lucrurile. Dar, din punctul meu de vedere, atâta timp cât ești în administrație publică, ești în serviciu public. Toată lumea știa că lucrurile nu sunt simple în primăria Constanța și mai mult decât atâta știai după cine preiei. Da, sunt complicate. Termia e un lucru foarte complicat. Dar toată lumea știa situația termiei. Nu am apărut ieri. Eu cred că în momentul în care ți-asumi faptul că ai intrat în serviciu public, îți asumi și lucrurile bune, și lucrurile grele. Și soluțiile. Trebuie să găsești soluții. De multe ori, ca să găsești soluții, trebuie să stai în dialog cu oamenii. Trebuie să fii acolo. Da. Trebuie să fii prezent. Să vorbești cu ei. Nimic nu e simplu.
Ultima întrebare. În contractul de management al doamnei City Manager scrie așa și se apropie un an de zile de când acest contract este în vigoare în decembrie, realizarea 3 hectare de spații verzi pe an. Dacă nu vor fi gata până la 31 decembrie, va cere PNL demiterea doamnei City Manager? Aceasta este o discuție între ea și domnul primar. Am înțeles. Da. Mulțumesc mult, domnule Borșanu, pentru prezența în emisiune. Succes! Constanța are nevoie de spitale noi. Spitalele acestea pe care le-ați prezentat, cel puțin primul proiect, este absolut necesar. Succes dumneavoastră și echipei de la DSP care se ocupă. Mulțumesc. În primul rând, succes echipei de la DSP. DSP, da? DSP. Okay. Eu nu am făcut decât să sprijin proiectul, dar este munca oamenilor celor de la DSP. Doamna Cristina Schipor și echipa asta. Da, e munca lor. Da. Bun, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsuri și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.